În această perioadă, la Otocek, în Slovenia, este în plină desfășurare proiectul Federației Europene de Tenis de Masă, Eurotalent, proiect de dezvoltare care se adresează celor mai talentați tineri jucători de pe continent, cu vârste sub 15 ani. La invitația Federației Europene sunt prezenți 27 de jucători, 11 fete și 16 băieți, iar printre ei și doi sportivi legitimați la CS Pristavu Câmpulung, Andrei Tomică și Iulian Chirița. Avem 3 antrenamente pe zi, precum și numeroase testări. Jucătorii lucrează în condiții excelente oferite de gazdele noastre, a declarat pentru Muscel TV Gabriel Poștoacă, antrenorul muscelean care îi însoțește pe cei doi jucători.